10 beneficiari ai programului Casa Verde au primit contractele vineri 20 august din partea ministrului mediului Borbély Laszlo în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul administrației bazinale de apă Mureș, potrivit cotidianului Zi de Zi. Toți cei care în această perioadă vor depune dosare vor ajunge să primească această subvenție de 6.000 de lei, respectiv 8.000 de lei la pompe de căldură. Dosarele se predau la Agenția pentru Protecția Mediului, regulă de atribuire fiind primul venit, primul servit. Până la data de 13 august, la nivelul județului Mureș au fost depuse 317 dosare, valoarea fondurilor accesate fiind de 1.098.000 de lei. Pentru județul Mureș mai sunt alocați cam 1,8 milioane lei, bani care ajung pentru peste 300 de dosare. Termenul de depunere a facturilor, care era de 31 octombrie, a fost amânat până în 15 decembrie. În ziua de 22 august, pe DN15 E578, în afara localității Lunca Bradului, un bărbat în vârstă de 34 de ani din comuna Lunca Bradului, județul Mureș, aflat la volanul unui autoturism, pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul direcției de mers și a trecut pe contrasens, intrând în coliziune cu un alt autoturism, condus regulamentar de SV de 56 de ani din municipiul Târgu Mureș. În urma accidentului, SV, conducătorul autoturismului care circula regulamentar, a fost rănit grav. HA a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu alcoolemie peste limita legală și vătămare corporală din culpă, fiind introdus în arestul IPJ Mureș. El a fost prezentat pe 23 august parchetului de pe lângă judecătoria Reghin cu propunere de arestare preventivă.